Aici zice să observăm ceva ce e greșit în poza asta și nu pot să-mi dau seama. Ai Dumnezeu! Cine asta, bă? Salut, șacalilor! Ce faceți? Bun, astăzi ne uităm la oameni care își photoshopează pozele când le pun pe Instagram, pe Facebook, unde le pun ei. Păi asta problema, că oricine își dă un retuș, schimbă o culoare, face mai așa poza, știi? Ideea e că fac cam prea mult. De când zic prea mult, mă refer la genul ăsta de prea mult, bă. Dacă îmi permiteți cât vorbesc eu aici, bum, voi puteți să vă abonați la canal, să activați clopoțelul cu toate notificările, să fiți notificați, vrem să facem 1.500.000 anul ăsta, așa că nu voi ia decât 5 secunde să vă abonați. Să îndeplinim visul tuturor șacalilor. Foarte cringe, acum hai să trecem la episod. În prima poză o avem pe fata asta. Pare ok, nu asiatic, așa la început. Până când îi vezi bărbia mere, dacă te uiți să-i dai un zoom pe bărbie, ești prost, triunghiul bermudelor. Nu că triunghiul bermudelor, adică și-o ascuțimă. Adică dacă vrei să-i dai așa un pic peste bărbie, știi cum dai eu la cioc așa. Dacă îi faci așa, te tai, mă, că e acolo o cea ascuțită-i, mă. Păcat că arăta ok dacă își lăsa fața normal. Dar nu vede, și-o făcut aici. Wow, ești prost. Băi, dar ce și-o ascuțit-o, mă, ești nebun la cap. Tu când vrei să tai pâinea, faci așa direct, stai cu bărbia pe bune, dacă nu. Și drăguț, probabil iubitul lui tipa asta i-a urat happy birthday pe story și o pusă pe story. Numai că, da, mai are rost. Îmi pare rău că trebuie să ne uităm unde trebuie să ne uităm, dar lemnul ăsta zici că e făcut din gumă, băi. Acolo se duce atenția și nu cred că se ducea așa tare atenția dacă lemnul ăla era cum l-a lăsat Dumnezeu, bă, așa, drept. Să fie cum era buturuga dreaptă, nu, iau ce-o făcut aici și o rotunjit ca să, ca să aibă formă de inimă, cum ți-ar spune. E ca și cum aș face eu așa. Uite, acum vreau să vă pun o întrebare. Voi când vă postați poze pe Instagram, pe Facebook, unde vreți voi, vi le editați, bă? Lăsați acolo în comentariu și des toate comentariile și dau inimă, bă. Aici zice să observăm ceva ce e greșit în poza asta și nu pot să-mi dau seama. Ai Dumnezeu! Cine asta, bă? Băi, nu se poate, bă. Nu! La ce mă ui, bă? Cum să-ți faci o aluniță, bă, să pui așa tu în paint, la propriu în paint? Bă, dar n-ai zice, bă, de fapt ai zice, nu chiar ai zice. Dacă chiar e să dai zoom veri și vezi acolo o pată direct, nu, dar zici că ai luat brașul ăla în foto și l-ai pus așa, știi, și ți-ai făcut o aluniță. Măcar de-o făceai o leacă mai maro, bă, că nu există aluniță neagră, bă. Uite, aluniță aici, e cam mică alunica, dar nu, asta e alunică, nu se pune. Hai să căutăm o alunaie, cum și-o pus asta aici. Haide, bă, n-am alunaie. Cum, bă, nu, legit știu eu. A, uite. E lângă antebrațul ăsta forțos, vedeți alunaia de acolo? Alunaia aia nu e așa, e maro ciocolatiu, așa e, ca ciocolata caldă. Deci vă rog, spuneți-mi că așa ceva nu este real și nu a fost postat vreodată pe Instagram, bă. Dumnezeu, bă, ce e asta, bă, ești nebun. Uite cum s-a dus linia asta, bă. Bă, ești nebun, ce asta, bă? Par Aqua Magic, Bacău, bă. Băi, fetițe, băieți, dacă vreți un sfat de la Luci, bă, așa, bă, mai bine postați poze, deci la când vă postați poze, editați dacă vreți lumina, culorile, știi? Dar nu vă editați ei pe voi. Nu vă editați că se observă și nu-i bine, bă, și faceți nici clip despre voi și nu-i bine, bă. E efectiv ca și cum aș face eu așa. Nu pot să cred, bă. Am făcut femeia mea un tatuaj, bă, și nu se vedeau bine dungile, bă. Nu se vedea bine conturul, bă, știi? Și ia să-l... De ce să... Mare, nu pot să-l desenez eu în Adobe Illustrator? Că desenat femeia la conturul. Ia uitați-l. Op, ia uitați-l, băi, ce bine. Zici că-i pictat perfect. Cum, bă, să faci așa? Să-l scoat o leacă în evident. Dar ce drept arată... Băi, arată cam tare, n-am să vă mint. Și tatuajul în sine e cam tare, dar așa se vede cam tare. Eu acum nu vreau să mai aud de nimeni sau de nimic, dar... Nu mi se pare normal ei. Ai și tu Tinder, da? Ca un om normal, frate. Da? Și faci meci cu Georgiana, da? Ea e Georgiana. Face Georgiana și zici, bă, Georgiana, hai să ne vedem. Și zici, Georgiana, bine, hai, și apare asta, băi. Cine apare? Apare George, băi. Nu neapărat că apare George, dar apare... Două georgeni. Apar georgianele, că gemeni. Nu știu ce am făcut, bă, dar nu e ok, nu mi se pare normal, bă. Asta este un subiect foarte sensibil în zilele noastre, că dacă ai făcut pe cineva gras, Doamne fe, băi, băiatule, e rănit sentimentele, cum să faci pe cineva gras, e? Nu-i ca și cum omul ăla a observat treptat că sunt grasă, știi, nu, el s-a pus timpul s-a culcat și s-a trezit, băi, m-am trezit gras. Vă rog, nu mai râdeți, că m-am trezit gras. Mai vorba de asumare, că dacă îi spui unui om gras, că mamă, dar ce bine este așa. Nu, frate, nu-i sărătos, slăbești. Nu mi se pare normal, e ca și cum ar veni un omuleț la mine, puteai merge, băi, Snic, ce păr mișto ai, bă. Are păr veri, că nu mai e, ce, de unde? Bă, Snic, că mi-e place părul tău, că e așa des și foarte, foarte voluminos. Băi, bă, nu ți-e mă rușine, nu ți-e mă rușine, așa trebuie zică, dar nu ți-e mă rușine. Uai, ce bă, Dumnezeule. Sper că observați
și voi ce-i greșit în poza asta, da? Da, și mie mi-ar plăcea un Volvo, dar nu mi-aș pune, bă, sigla Volvo peste Golf, bă. Îmi pun acolo unde scrie Volkswagen să lipesc așa un sticker de ăsta cu Volvo, bă. Dar știți care e problema? Nu-i sticker lipit, ei. Băi, băieți, îi puți direct așa, o scris Lamborghini logo și o pus Lamborghini logo pe ce e ăsta? Solenza 98, TL 89, ce e ăsta? Că nu pot să-mi dau seama. Mamă, frate, am văzut pe story că ți-ai luat Lamborghini, ieși și tu și să ne vedem. Băi, nu, că am spălat-o, las în garaj, frate, pentru că nu știu dacă știți, dar... Nu, că tocmai m-am plimbat, frate, am dat niște ture, i-am dat 0-100 pe cine, dar nu, am zis să las în garaj. Lasă că ne vedem noi săptămâna, te suni, ok? E bine, da? Ok, te scot eu cu Lamborghini-ne, da, sigur, hai că ne mai auzim dacă e. Hai că ne vedem dacă e, sigur, da. Da, nu, e ok, te suni, da, te suni, te suni. Încerc să observ ce-i greșit la poza asta. Deci fata asta a pus poza pe story, dar nu-mi dau seama care-i treaba. Și-o mai pus un buric, bă, poftim! Uite, e buric, bă, cum stă acolo ascuns și cum și-o mai pus eu un buric perfect, bă. Uite, să nu-i fie idiot ce perfect e buricul ăsta și-l o pus direct aici în ster, bă. Dar cu buricul ăsta, bă, ăsta, de ce faci, bă, trage kilotul? Leacă mai sunt, băi, băiatule, bă. Dacă stau să mă uit bine, dacă vedeți, e orientată cu fața încolo, știi? Dacă recolat o poză de un abdomen independent care e orientat ușor cu fața încolo, știi? Și dacă vă uitați pe aici, chiar se observă așa cum... Da, vă uitați buricul. Băi, buricele, burici ăștia... Când ai crede că ești o mai mișto, apare buricul. Pare buricul, să știi că ăsta și-a pus un buric mișto. E ok și ăsta pe care l-avea buricul, știi? E ok, dar sunt burici ăia, frate. Mai nu pot... Băi, vă dați seama. O mică paranteză, aproape 1.500.000 de mii, de sute de mii de abonați pe YouTube, aproape 22 de ani, bărbat în toată firea vorbesc de buric pe YouTube. Hai, bă, buric. Arată-mă buricul. Asta e un side question, așa, o întrebare de a doua, știi, că am pus-o pe prima și acum să mă întreb și a doua. Poate o întrebare cam cringe, dar voi cum aveți buricul? Înăuntru sau afară? Dau inimă la toate comentariile. Și că poza asta o pus-o ea pe Instagram, da, este ce trebuie, adevărat, adevărăciune, da, este poza pe care o pus-o ea pe Instagram, iar asta este poza pe care, unde o primit tag. Gata, vă zic, aveți grijă că sunteți în grup, da, și vă faceți și voi o poză, băi, m-am întâlnit cu băieții, dar faceți-mi eu o poză, știi, și-ți faci o poză. Dar am dat apare și o poză de grup, bă, știi, acolo pe Instagram, la secțiunea tag. Da, apar tu pe lângă toți băieții și ești ultimul goblin. Aveți grijă, atâta vă zic. Hai de cap, hai de capul meu. Sper că vedeți ce mă joc, da? Adică, în stânga putem vedea, putem vedea ce trebuie și în dreapta putem vedea ce este adevărat. Vă zici că e dintr-un film horror, ferească, Dumnezeu, nu că glumim acum așa, așa, dar... Deci m-a speriat să arăt așa și când mă uit în oglindă să arăt așa, adică nu-i ce trebuie, vine fantoma. Eu stau și mă întreb, cum Dumnezeu nu observă, frate, persoana care face poza, bă? Adică pui, frate, poza pe Instagram sau poate nu pui, dar însuși faptul că o editezi, bă, nu te uiți la toate detaliile. Adică dacă vrei să fii fața perfectă, nu vrei să fii toată poza perfectă? Bă, asta e real, mă, pe bune, mă. Bă, nu cred, bă, refuz să cred că așa ceva este real. Bă, să-ți facem poză după gard și filtrul să vină peste gard, mă, du, bă. Uite, mă, cum m-a decupat gardul, bă, de ce, mă, dar gardulețul ăla ce avea, bă? Bă, de rușine, bă, bași poza tu în paint și tragi, pui un gri acolo, pui un braj de 5 și tragi așa tu niște dungi așa, bă. Din respect, bă, că avem programe de editat, din respect pentru asta, bă. Pe Instagram, bă, pe story, apeși pe ăla și tragi tu așa 2-3 luni să pară că erai după gard, bă. Tu-ți dai seama așa ca fapt divers, să-ți editezi poza atât de tare încât să se editeze și gardul? Adică pe bun. Vecinul tău, hai bă că am un gard, hai la munții, lasă vecinii că ți-l fac acum, le editezi, ești imediat. Trebuia să editezi așa ceva, nu? Cum bă să faci așa ceva, bă? Cum? Dar cum să postezi așa ceva, bă? Bă, făcut omul meu 67 braț, băi, 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 67 braț, bă. Când mă uit la ăla și mă uit acum la mine, mi se pare că-s chilot, că-s scheletul ăsta, bă. Uite cât a brațul și-a făcut, a strâmbat mobila, bă. Uite-o lea, că strâmbi ușa de la intrare, lasă bă ușa, că costă. Dumnezeu, bă, nu o să lași-o lea cu ușa aia. Ai trudit atâta, bă, pentru un mobil ai, bă, ți-a luat mobilă nouă în casă și faci așa. Ce să zic, băi, fraților, ce să zic, nu mai zic nimic, că dacă aș mai zice ceva, ar fi drept degeaba. Azi a fost o zi complexă, adică am văzut deja destul. Ce mai sunt, asta e ideea, întotdeauna o să mai fi, în timpul ăsta când vorbesc eu, se creează, bă. Hai de capul meu cât de cringe, bă, vă zic că e cringe, că mă simt eu cringe, adică m-am uitat și eu, știi... M-am uitat așa pe ansamblu, s-observ compoziția, dacă e închisă sau deschisă și băi, chiar am observat exact ce nu trebuie, adică nu, bă. N-ai zice, bă, că aici apare așa, real, ce trebuie și aici în oglindă, băi, exact așa, bă. Exact ca sticla asta de apă, bă.
Băi, văruțule, băi, și acum îmi pare rău, bă, că am zis, mamă, bă, dar ce lucrat e fata, bă, ce trebuie, și acum, bă, am văzut asta, bă. Mai sunt multe poze, dar cred că o să mă opresc aici, pentru că am văzut chiar prea multe. Întotdeauna să faceți lucrurile cu bun simț, editați-vă pozele, dar nu pe voi, da? Editați-vă, v-am mai zis, lumina, culorile, să vină soarele mai fain, lumină, știi, că asta poți. Dacă ați urmărit până aici, să știți că eu cu fratele meu am făcut un canal, l-aveți în descriere, se numește Ratație. Momentan o să lăsăm doar în descriere, pentru că dacă îl căutați pe YouTube, nu-l găsiți, pentru că n-are niciun clip. Avem și canalul de gaming Snipulețul, care este exact ce trebuie. Avem și Instagram, dar dacă vreți să mă căutați, mă găsiți voi cumva. Cam asta au fost clipul, ne vedem în fiecare miercuri și sâmbătă pe canalul mare. Și ce să vă mai zic, beți apă multă, faceți formul și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat!